Șeful Poliției Române a declarat într-o conferință de presă susținută împreună cu secretarul general Interpol că în acest caz considera cel mai mare furt de tablouri din istorie. Ancheta este în plină desfășurare. Petre Tob a precizat că există indicii că la furt au participat mai multe persoane, până în prezent fiind arestați doar 3 autori, toți de naționalitate română. Având în vedere că activitatea nu este finalizată, din păcate nu vă pot oferi mai multe detalii. Pot spune că există probabilitatea ca la această faptă să participați și alte persoane în afară celor 3. Despre cei 3 suspecți se știe că locuiau de mai mulți ani pe teritoriul Olandei și erau cunoscuți ca făcând parte dintr-o rețea de hoți. Încă din momentul în care am primit aceste informații prin intermediul Interpol, Poliția Română, sub coordonarea procurorilor Nicot, au demarat investigația. Ce vă pot confirma? Că avem 3 cetățeni români care sunt arestați în acest moment, care au participat la această faptă. 7 tablouri semnate de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet au fost furate din Muzeul Kunsthal din Rotterdam în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012.